Vă salut, dragi prieteni! Suntem la ajunul sărbătorilor de iarnă și aș vrea să vorbim puțin despre uleiul esențial menționat în Biblie. Compania Young Living a pus la dispoziția noastră un set din aceste uleiuri care conține 10 sticluțe cu uleiuri esențiale biblice. Pentru asta îl avem alături pe Părinte Alexandru. Mă bucur, dragă Ioana, să te revăd. Mă bucur, dragi prieteni, să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă vorbi astăzi despre aceste uleiuri esențiale menționate în Biblie. Haideți să facem o mică introducere. Ce este Biblia? Dragă Ioana, mă bucur pentru această întrebare. Biblia, în tradiția evreiască și tradiția creștină, este cuvântul Dumnezeului cel viu. Este modul nostru de viață. În Biblie, în diversele sale capitole, se face mențiune la aceste uleiuri esențiale, precum tămâia, mirul, smirna, isopul, și au fost orânduite de Dumnezeu pentru vindecarea trupului și a sufletului. Dacă Dumnezeu a pus la dispoziția noastră aceste uleiuri, trebuie să le folosim în egală măsură pentru vindecarea trupului și a sufletului. Care este mențiunea lor în Biblie? Da, în Biblie avem, de exemplu, la Moise, Dumnezeu i-a poruncit să facă un anumit tip de ulei ca să-l folosească în ritualurile sale pentru a fi bine plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind cuvântul cel viu, care ne este alături, și mai avem exemplul isopului, care este folosit de regele David, iar smirna este menționată în Evanghelii, când cei trei crai de la răsărit i-au dus cadouri Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste uleiuri au fost menționate de mai mult de 600 de ori în Biblie. Noi o să facem o mică prezentare a lor în continuare. Din cele 10 uleiuri menționate în Sfânta Scriptură, putem să facem referință la uleiul de aloes. Despre acest ulei este menționat în Evanghelia lui Ioan. A fost un dar de a lui Nicodim către Mântuitorul Iisus Hristos. Trupul Mântuitorului a fost uns cu acest ulei odată pus în mormânt. Uleiul casia. Acest ulei a fost des folosit de preoții Vechiului Testament pentru ceremoniile din temple. Era folosit de asemenea la sfințirea veșmintelor preoților. Uleiul din lemn de cedru. Lemnul de cedru este menționat în diverse pasaje ale Bibliei și folosit la construirea templului Solomon. Uleiul din chiparos. Acest ulei este extras din lemnul de chiparos, care este foarte rezistent. Găsim mențiunea în cartea lui Isaia. De asemenea, porțile bazilice Sfântului Petru de la Roma sunt realizate din acest material. Uleiul din tămâie. Tămâia, care pe limba evraică înseamnă levonah, este folosit de 22 de ori în Biblie. Isop. Este un ulei extras dintr-o plantă numită isop, des folosită pentru ritualurile de purificare și curățare. Avem mențiunea ei în cartea Psalmilor. Smirnă. Este un ingredient folosit pentru fabricarea de uleiuri, mai ales în timpul lui Moise, apreciată de regele David și de regele Solomon. Mirt. Este o plantă folosită des la sărbătoarea corturilor, adică pe evreiește Sucot. Găsim referință în Vechiul Testament. Uleiul de onichia sau rășină de benzoin este un ingredient folosit des de Moise pentru a produce parfum la cererea lui Dumnezeu. Găsim referință în Vechiul Testament. Trandafirul lui Sharon, cistus, este un trandafir care crește pe stâncă cu mireasmă dulce, precum mierea, și găsim referință la scrierea din cartea lui Solomon. Vă mulțumim, Părinte! Urăm sărbători fericite! Vă mulțumesc și eu vouă și doresc să transmit tuturor celor care urmăresc sărbători fericite și binecuvântate, fie ca nașterea Domnului Iisus Hristos să vă aducă pace, bucurie și lumină în sufletele voastre.
Doamne ajută! Doamne ajută!